După mai bine de trei zile de la violențele înregistrate în Piața Victoriei, președintele României a avut o reacție dură la adresa partidului aflat la guvernare și a modalității în care conflictele au fost gestionate de jandarmerie. Klaus Iohannis a lăudat mobilizarea impresionantă a protestatarilor și organizarea curată a manifestației. Mulți oameni din diasporă, reveniți acasă, au participat la aceste manifestări. Nu au fost aduși nici de partide, nici cu autocarele, nici plătiți. Au venit din proprie inițiativă. Președintele a catalogat demonstrațiile ca fiind pașnice, cu excepția unor instigatori care puteau fi izolați fără să fie nevoie de dispersare. Din punctul său de vedere, toți cei care au ieșit în stradă au făcut-o sătui fiind de actul de guvernare și de conducere a PSD. Iar forțele de ordine au reacționat cu exces de zel și nedemocratic. Atacarea oamenilor nevinovați, atacarea jurnaliștilor, atacarea femeilor și copiilor este de neconceput pentru un stat european. Iar cei vinovați trebuie identificați rapid și pedepsiți, indiferent cine sunt și de unde sunt. Klaus Iohannis a cerut procurorului general anchetarea faptelor antisociale, asta și pentru că, în opinia sa, explicațiile oferite de ministrul de interne au fost inconsistente și încă nu există niciun responsabil tras la răspundere, deși într-un stat normal deja ar fi trebuit să se înregistreze cel puțin o demisie, susține președintele. Suntem, pentru a câta oară, martorii unui guvern care se preface că nu aude și nu vede revolta oamenilor. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea politică pentru ce s-a întâmplat. În cadrul mesajului transmis de la Cotroceni, președintele României s-a întrebat dacă nu cumva tot ceea ce s-a întâmplat a fost doar o diversiune făcută de cei care vor să îngenuncheze justiția și lupta anticorupție. Acesta a mai vorbit și despre faptul că victoria legitimă a PSD la alegeri este acum folosită abuziv, iar partidul de guvernare atacă populația și vrea să scoată România de pe drumul său european. Între timp, după ce zeci de persoane au depus deja plângeri la parchetul militar, iar opoziția a cerut audierea celor responsabili, Comisia de Apărare a Camerei Deputaților a amânat azi audierea ministrului de interne Carmen Dar din lipsă de cvorum. În ciuda faptului că PNL a insistat ca aceste audieri să fie organizate de urgență, la punctul de pe ordinea de zi unde trebuiau discutate audierile, membrii PSD-ALDE s-au făcut nevăzuți. Gestul a fost aspru criticat de opoziție, care a declarat că va face tot ce îi stă în putință ca aceste audieri să aibă loc cât mai repede posibil.